Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Jurnal de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună știrile zilei. Săptămâna mobilității europene a continuat luni la Reghin cu o activitate de educație rutieră. Pentru această manifestare, primăria Reghin a ales școala gimnazială Flora Bogdan, acolo unde rezultatele excelente în domeniu se țin lanț de ani de zile, iar săptămâna aceasta două elevi ale școlii participă la un concurs european pe teme de educație rutieră. Vorbim aici de o reușită, de care țara noastră nu a mai avut parte de ani de zile. Componentele reghinene ale lotului național au fost prezente la activitatea de luni pentru a le arăta copiilor cum se merge cu bicicleta într-un parc aplicativ. Educație rutieră și traseu aplicativ pentru biciclete. De acestea au avut parte copiii reghineni în ziua de luni, 19 septembrie, în cadrul Săptămânii Mobilității Europene. Acțiunile organizate de Primăria Reghin în cadrul campaniei au inclus și educație rutieră, pentru care a fost desemnat responsabil profesorul școlii gimnaziale Florea Bogdan, Dănuț Moldovan, recunoscut pentru rezultatele excelente obținute în domeniu în ultimii ani. Un parcurs aplicativ pentru biciclete, în care să testăm îndemânarea copiilor și să-i pregătim pentru a circula după aceea și pe drumurile publice. Discutăm și despre mobilitatea europeană, discutăm să facem mișcare, asta e cel mai important, în cadrul săptămânii acesteia și în viață. La activitate au fost prezente și cele două eleve ale școlii gazdă, care săptămâna aceasta participă la concursul internațional pe teme de educație rutieră. România nu a mai fost prezentă la competiție de peste 5 ani, iar lotul țării noastre cuprinde acum cele două eleve din Reghin și doi băieți din Giurgiu. Sunt două fete care participă la un concurs internațional pe teme de educație rutieră, organizat de Federația Internațională de Automobilism. Din partea României participă cele două fete și doi băieți din Giurgiu. Concursul este organizat de către ACR România. Repetăm pentru un concurs în Cehia. Trecem prin opt, prin scândurele, prin pioni, rondele. O grămadă. Câți ani ai și de la ce vârstă știi să te dai cu bicicleta? Eu am 12 ani și știu să mă dau cu bicicleta de la 4 ani. Și o folosești des? Da, mă duc peste tot cu ea. Am 10 ani, fac circulație din clasa 1-a, iar știu să mă dau pe bicicletă de la 3 ani. Astăzi am exersat foarte mult. Chiar foarte mult, pentru că nu vrem să ne facem de râs și la concurs și trebuie să ne antrenăm foarte mult. În ce constau aceste antrenamente? Dacă noi vrem să câștigăm locul 1, înseamnă că trebuie să avem multă muncă și curajul noi. Prietenii tăi folosesc bicicleta, se dau cu bicicleta? Da, de obicei le zic că e mai bine să mergi cu bicicleta decât să mergi mereu cu mașina sau să măcar să te joci un pic. Săptămâna Mobilității Europene în organizarea Primăriei Reghin va continua miercuri 21 septembrie ora 12:30 cu spectacol de cântece și teatru, cu participarea elevilor reghineni la Casa de Cultură Eugen Nicoară. Joi 22 septembrie, între orele 5:22, se consideră ziua fără mașini. Asta înseamnă că posesorii de permise auto, persoanele cu dizabilități și persoanele care au atins vârsta de pensionare vor beneficia de călătoria gratuită cu autobuzele REAGCL. Anunț important pentru donatorii de sânge și persoanele din zona Reghin care doresc să doneze sânge. Marți 27 septembrie la sediul Primăriei Reghin vor fi prezenți specialiștii Centrului Regional de Transfuzii din Târgu Mureș pentru a recolta sânge. Campania este menită să-i scutească pe doritor de drumul până la sediul instituției din municipiul Reședință de Județ. Donatorii de sânge din zona Reghin sau persoanele care vor să doneze o vor putea face fără să se deplaseze la Centrul Regional de Transfuzii din Târgu Mureș. Marți 27 septembrie la sediul Primăriei Reghin vor fi prezenți specialiștii centrului pentru a recolta sânge.
vom fi la Reghin, în sala de ședințe a primăriei, unde am mai fost și cu alte ocazii. Eu chiar mă pregăteam să sun persoanele care au donat ultima dată și să întreb cine poate să vină să doneze și cine nu. Dar dacă sunt persoane interesate, chiar dacă nu au donat sânge, noi vom fi în 27 acolo și probabil până la sfârșitul anului încă de câteva ori și dăm șansa celor care vor să ajute să o facă în Reghin, acolo unde locuiesc, fără a se mai deplasa la Târgu Mureș și a pierde timp. Poate dona sânge orice persoană sănătoasă cu vârsta între 18 și 65 de ani, având documente de identitate valabile și care îndeplinește următoarele condiții. Greutatea peste 55 de kilograme, să nu fi suferit intervenții chirurgicale în ultimele 6 luni, femeile să nu fie însărcinate sau în perioada de lăuzie, să nu aibă sau să nu fie avut hepatită B și C, TBC, sifilis, epilepsie, diabet, ulcer, bol de inimă, astm, bronșic, alergii. În afară de aceste condiții obligatorii, echipa medicală verifică aptitudinea pentru donare pe baza unui chestionar, a unei consultații medicale și a unor investigații de laborator. Aceste controle sunt importante pentru a garanta atât sănătatea donatorului, cât și a bolnavilor care vor primi sângele donat. Înainte de donare, este recomandat să luați un mic dejun ușor, fără grăsimi, să fiți foarte bine hidratat, să nu consumați înainte cu 24 de ore băuturi alcoolice și să nu practicați activități obositoare. După donare, vi se înmânează drepturile acordate de lege, 7 tichete de masă, adeverință pentru locul de muncă. Vi se face programare pentru o nouă donare, dacă doriți. Săptămâna mobilității europene organizată de Primăria Reghin a continuat marți 20 septembrie în sala de sport din Parcul Tineretului cu un campionat de basket. Participanții au fost elevii liceelor din Reghin, care au făcut astfel mișcare și au luptat pentru prima poziție. Manifestările organizate la recomandarea Comisiei Europene continuă la Reghin până joi 22 septembrie. Programul manifestării Săptămâna Mobilității Europene, organizată de Primăria Reghin la recomandarea Comisiei Europene, a fost gândit ca un set de activități pentru toate gusturile și vârstele și a continuat marți 20 septembrie în sala de sport din Parcul Tineretului. De această dată, actorii principali au fost elevii liceelor din municipiu, care au participat la un campionat de basket. Cum vedeți, ne-am întâlnit aici la liceele Lucian Blaga și Petru Maior la competiție de basket. Am venit cu echipe atât de fete cât și de băieți. În momentul ăsta joacă băieții, fetele sunt la încălzire. Sperăm să fie o acțiune reușită. Dacă prin dumneavoastră reușim să și popularizăm puțin, cred că va avea efect. Vom aduce poate mai mulți copii spre mișcare sau nu numai copiii, fiindcă Săptămâna Mobilității s-a referit la toate segmentele ale populației. Am jucat un meci amical cu fetele de la liceu 1. Și te-ai pregătit mult pentru această partidă? Da, pot să spun și asta. Cum ți se pare această inițiativă de a organiza Săptămâna Mobilității Europene? Mi se pare foarte bună, deoarece cred că copiii ar trebui îndemnați să facă sport și să aibă o viață mai sănătoasă. În acest moment, gadgeturile ne afectează viața? Pot să spun și da și nu, ne fac mai ușoară, dar cred că nu ar trebui să petrecem așa mult timp cu ele. Astăzi practicăm basket. Ce echipe? Liceul Cean Blaga contra liceul numărul 1. Ce părere ai tu despre Săptămâna Mobilității? Este un eveniment foarte bine pus la punct, pentru că adună toți tinerii din oraș și scoate la mișcare. În anul 2016, campania pune accentul pe mobilitatea inteligentă și durabilă, o investiție pentru Europa. Comisia Europeană a stabilit 2 obiective majore pentru mobilitatea urbană: eliminarea treptată a autoturismelor care folosesc carburanți tradiționali din orașe până în 2050 și trecerea la o logistică urbană cu 0 emisii în marile orașe până în anul 2030.
Inspectoratul de Poliție Județean Mureș a desfășurat în perioada 16-18 septembrie o acțiune pentru verificarea respectării legislației de către cei care efectuează transporturi de persoane și mărfuri. În cadrul celor 72 de filtre instituite la nivel județean, polițiștii au constatat 20 de infracțiuni și au aplicat peste 400 de sancțiuni contravenționale. Avem detalii imediat în jurnal, după ce vorbim cu Crina Casoni despre tendințele previziunilor astrale pentru ziua de miercuri. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! 20 septembrie este o zi frumoasă și destul de reușită pentru multe zodii. Dacă rămânem calmi și dăm dovadă de seriozitate, reușim să obținem tot ce ne propunem. Comunicarea cu oamenii cu care interacționăm se desfășoară fără nicio problemă pe tot parcursul zilei. Dar cu mai multe amănunte, vă aștept în câteva minute la Jurnal de Astre. În perioada 16-18 septembrie, polițiștii mureșeni au desfășurat la nivel de județ o acțiune pentru siguranța transporturilor. La activități au participat peste 300 de polițiști, dintre care 95 de la rutieră, 158 de la ordine publică, 50 de la investigații criminale și 3 echipe canine. În cadrul celor 72 de filtre instituite, polițiștii au constatat 20 de infracțiuni, dintre care 10 de natură judiciară, 9 la regimul circulației rutiere și una de altă natură, la care s-au aplicat peste 400 de sancțiuni contravenționale. Dintre amenzile aplicate, una s-a referit la stabilirea încălcărilor cu caracter contravențional ale legislației europene și naționale în domeniul transportului rutier. 3 au fost pentru perioade de conducere, pauze și perioade de odihnă. 362 de sancțiuni au fost privind circulația pe drumurile publice, iar 47 privind alte acte normative. Ca măsură complementară, polițiștii au reținut 14 permise de conducere și au retras 6 certificate de înmatriculare auto. În aceeași perioadă, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat un bărbat de 28 de ani din localitatea Filpișu Mare, care era urmărit internațional. Pe numele acestuia, autoritățile din Germania au emis un mandat european de arestare pentru infracțiuni privind frontiera de stat, respectiv trafic de migranți, fapte săvârșite în perioada 25 iulie-10 august 2015. Pentru depistarea sa, polițiștii au beneficiat de date și informații suplimentare obținute prin intermediul biroului Sirene din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională, Inspectoratul General al Poliției Române. Acesta a fost prezentat parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș, care a emis pe numele său ordonanță de reținere pentru 24 de ore, fiind încarcerat în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș. Judecătorii continuă procedurile în vederea predării bărbatului către autoritățile judiciare germane. Întâlnirea anuală a sașilor este un amplu eveniment etnico-cultural, care în 24 septembrie se va desfășura în centrul Reghinului. Scopul principal al Forumului Germanilor, ca organizator, este de a pune în valoare tradițiile și cultura comunității săsești. Se preconizează a fi prezente persoane din Austria, Germania și aproximativ 2000 de cetățeni din țară. Pentru iubitorii culturii săsești, turiștii și localnicii vor face tot ceea ce este posibil ca acest eveniment să fie o nouă întâlnire de suflet. Reghinul va găzdui un eveniment important pentru comunitatea sașilor din România. Sâmbătă 24 septembrie, în centrul municipiului, va avea loc a 26-a ediție a întâlnirii sașilor din Transilvania. Forumul Germanilor organizează manifestarea în parteneriat cu Primăria Reghin, cu participarea a 2000 de cetățeni din țară, Austria și Germania. Scopul principal este de a pune în valoare tradițiile și cultura comunității săsești. Invitatul special este faimosul Ricky Dandel. Despre toate acestea am aflat detalii în ediția specială realizată la Dareghin TV de Ovidiu Ilisan. O cinste pentru orașul nostru că în sfârșit o întâlnire a sașilor, care este a 26-a ediție, se va organiza la Reghin. Organizatorul este Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania. Noi suntem gazde. Da, filiala Reghin. Filiala Reghin al Forumului din Transilvania este gazda. Împreună cu Primăria Municipiului Reghin încercăm să ducem la bun sfârșit această manifestare culturală specifică a sașilor. Mulțumim tuturor instituțiilor de cultură și nu numai, care converg la această reușită. Aici vorbesc de Palatul de Cultură, Casa Tineretului,
ambulanța, poliția locală, jandarmeria, toate acestea converg și să, noi sperăm că va fi o reușită deosebită. Dacă intrăm în biserica noastră evanghelică, avem acolo o tablă cu majuscule latine unde scrie Anno Domini MCCCXXX, deci 1330. Biserica noastră, bineînțeles, nu cum, după cum arată acum, dar pe locul prima acela, edificare a prima ei, edificare a datează din acest 1330. An, de când au venit sașii. Impresionant, impresionant. Și după cum ați spus foarte corect, de atunci sașii trăiesc aici în Transilvania. Sigur că în timp și au plecat, cum spuneam, vicisinitudile istoriei, să le spunem. Au cauzat această migrație înapoi spre rădăcini. Dar mie ce mi se pare impresionant e această legătură interioară, intrinsecă. Am cunoscut foarte mulți sași germani care aveau rădăcini în zonă. Se simt legați. Acest eveniment cred că este unic. Nu cred că se repete în viitorii 20 de ani să le mai apucăm noi, pentru că această întâlnire a sașilor, cum îți spuneam înainte, este a 26-a ediție. S-au făcut la început imediat după Revoluție la Bierta, la sediul... Cândva a fost capitala a Comunității Săsești, Episcopiei. Da, și vorbind de această întâlnire a sașilor, acum a 26-a ediție se face la Reghin. Suntem cu toții implicați, încântați, forumul, Biserica Săsească, noi cei din presbiteriu, pentru că dorim să dăm tot ce este mai bun aceste sărbători de bucurie, de suflet. Și dorim să arătăm celor din sud, care zic, ei, în nord nu mai sunt sași, să-i arătăm că mai suntem și mai putem și face ceva. Pentru organizarea în bune condiții a activităților programate, reprezentanții forumului au solicitat administrației locale permisiunea de a amplasa o scenă între cele două parcuri, două căsuțe de lemn și un cort, dar și standuri pentru expunerea de produse de artizanat. Manifestarea va include spectacole în aer liber, dar și pe scenele celor două case de cultură, activități pentru copii, teatru, vizitarea unor obiective turistice, expoziții. Organizatorii spun că aromele autentice ale bucătăriei locale, pașii formațiilor de dans, acordurile orgii, muzica de fanfară, poveștile localnicilor și amintirile sașilor, rămași sau întorși vremelnic, vor completa favorabil acest moment aniversar cu ineditul domnatic specific. Astfel, fiecare va găsi ceva pe măsura interesului său și va retrăi, chiar și la Reghin, amintiri dragi de viață cu iz săsesc autentic. Invitatul special al manifestării este faimosul Ricky Dandel. Reghinenii și cei din zonă au de acum un nou loc pentru a face mișcare. Velopoteca, un proiect prin care s-au realizat trasee pentru biciclete care trec prin Reghin, a fost realizat la inițiativa unor arhitecți reghineni și finanțat din fondul comunitar prin programul Abonament pentru Comunitate. Proiectul promovează în același timp sportul și mișcarea în aer liber. Proiect inedit inițiat de arhitecți și iubitori de mișcare din Reghin. Velopoteca, un proiect dedicat iubitorilor de sport în natură, a prins contur în orașul Viorilor după ce a primit finanțare de la Fondul Comunitar prin programul Abonament pentru Comunitate. Amenajarea traseului a fost făcută de Asociația Unda Verde, asociație constituită la inițiativa arhitectului reghinean Klaus Birtler, care împreună cu Bianca Tămășan, Cristian Man și Georgiana Branea au elaborat caietul de sarcini pe care l-au prezentat spre finanțare în cadrul programului Abonament pentru Comunitate. Este vorba despre proiectul Velopoteca, care înseamnă trasee scurte pentru biciclete în jurul Reghinului, în natura din jurul Reghinului. De unde această idee? Ideea a apărut la un apel al programului Abonament pentru Comunitate, prin care se strâng lunar bani de la
oameni din Reghin, de la cetățenii din Reghin, iar periodic au loc sesiuni de finanțare. Și pentru prima sesiune de finanțare am propus acest proiect care vrea să promoveze mișcarea și un stil de viață sănătos prin mișcare și în același timp frumusețea naturii din jurul orașului nostru. După ce echipa a primit finanțarea, au fost stabilite traseele de marcat și au fost parcurse potecile din zona pădurii rotunde. Următorul pas a fost marcarea propriu-zisă unde erau copaci. Acolo unde nu era vegetație, membrii Asociației Unda Verde au adus bolovan de la Vătava, i-au distribuit îngropat și marcat. Curând vor apărea panouri de informare în oraș, la începutul respectiv sfârșitul traseelor, pentru a primi mai multă vizibilitate în oraș. Panourile vor fi instalate cu sprijinul primăriei Reghin, care ne va ajuta la instalare. Am mai fost sprijiniți de o firmă locală din Reghin cu materiale pentru realizarea unor plăcuțe mai micuțe, tot pentru oraș, care vor conduce oamenii spre trasee. În 2 septembrie, Velopoteca a câștigat premiul Bienalei de Arhitectură 6, secțiunea Arhitectura Spațiului Public la Bienala Județelor Harghita, Covasna, Brașov, Mureș, Sibiu și Vâlcea. Echipa Let's Do It Romania a dat startul înscrierilor pentru Marea Curățenie de sâmbătă, 24 septembrie. Pentru cel de-al 5-lea an consecutiv, românii se vor uni din nou pentru o cauză comună, curățarea României de deșeuri. Înscrierile se fac online pe pagina Let's Do It Romania, dar și la punctele de înregistrare din fiecare oraș în ziua evenimentului. Vorbim pe larg despre toate acestea după ce facem o oprire la redacția Meteo pentru avanpremiera jurnalului de vreme. Bine v-am găsit! Miercuri vom avea parte de un cer predominant noros. Mercurul din termometre urcă în Reghin până la valoarea de 15 grade, iar în Târgu Mureș va ajunge până la 16. Dar cu mai multe informații ne revedem la final de jurnal. Hai să facem curățenie în toată țara într-o singură zi. Acesta este îndemnul echipei Let's Do It România, care a dat startul înscrierilor pentru Marea Curățenie din 24 septembrie. Pentru al 5-lea an consecutiv, românii se vor uni din nou pentru o cauză comună, curățarea României de deșeuri. Toți cei care doresc să participe la cel mai mare proiect de voluntariat din România trebuie să parcurgă următorii pași. Să se înscrie online pe site-ul Let's Do It România sau prin intermediul aplicației cu aceleași nume disponibile pe Android sau iPhone, să formeze o echipă alături de care să aleagă un loc din harta națională a deșeurilor pe care doresc să o curețe. Cei care nu participă la înscrierea online se pot prezenta în ziua evenimentului la punctele de înregistrare din fiecare oraș. Let's Do It România este realizat cu sprijinul Guvernului României, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, un hipermarket din România, fiind cel mai mare proiect de implicare socială organizat în țara noastră. Din 2010 și până în prezent, Let's Do It România a implicat peste 1.200.000 de voluntari, care au reușit să adune peste 24.700 de tone de deșeuri. 305 zone de deșeuri au fost curățate prin intermediul aplicației Let's Do It România, care a fost descărcată gratuit de 3300 de voluntari digitali. Let's Do It România este parte din comunitatea internațională Let's Do It World. Doamnelor, domnilor, știrile zilei se încheie aici. Vă vedem în câteva minute rubrica Jurnal Plus, apoi jurnalul de astre și știrile din sport, iar la final vom avea și datele meteo. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă. La revedere! Și a petrecut toate vacanțele lui liceale și academice și a stat între anul 1908-1909 până a plecat la București. După cum bine știți, nu vă aflați în satul natal al romancierului. Liviu Rebrianu s-a născut tot la noi în județ,
în 27 noiembrie 1885 într-un sat de la poalele munților Țibleș, sat pe nume Târlișua, pe care Rebreanu nu l-a cunoscut nici odată, nici măcar pe hartă. A fost primul din cei 14 copii pe care i-a avut tatăl său, Vasile Învățător, și mama Ludovica Casnică. Din 14, doar 9 au depășit majoratul. La 2 ani jumate de la nașterea sa, familia a fost mutată în comuna Maieru, o comună mare și bogată, la 9 km distanță de orașul St. George's Bay, unde Rebreanu a crescut și a copilărit. Școala primară a început-o la Maieru și l-a avut învățător și pe tatăl său. Pe urmă, a urmat liceul grădiceresc din orașul Năsăud, actualmente Colegiul George Coșbuc, liceu care a dat țării un număr de 21 de academicieni în frunte cu Coșbuc și Rebreanu. Și a urmat mai departe Liceul German din Bistrița, actualmente Colegiul Liviu Rebreanu. În anul 1900, în urma unui concurs, Rebreanu pleacă în Ungaria, la Sopron, la Școala Superioară de Honvezi. De acolo, la vârsta de 16 ani, Rebreanu trimite prima scrisoare părinților. Ați dori să aflați ce a scris Rebreanu în prima lui scrisoare? Pe dor de casă. Nu. Eu am să vă citesc din memorie exact cum a scris-o romancier. Eu tot citind-o, am învățat. Li se adresează părinților cu apelativul. Iubiți părinți, examenul de primire l-am pus. L-am pus și lot. Am umnit ale bine. M-am îmbrăcat în haine cătunești. Trimiteți cele cămăși și altele dacă se poate. Semnează Liviuța. Mai există scrisoarea? Eu o am. Da, originalul? Da. Și nu vedem și noi? Am spus-o eu, trebuie să vedeți. O să vedeți alta, nu ca să părintească. Să vă ridice. Prima scrisoare. Situația materială a familiei fiind precară, mama lui a vrut să-l facă preot. Tatăl a vrut să-l facă învățător. Lui a plăcut medicina. Dar toate trei variantele au căzut. Crezând că o să ploie cu parale în armată, dar s-a înșelat amarnic. Rebreanu se întorce înapoi la Budapesta, termină Academia Militară cu nota 10 și lucrează timp de 17 luni ca ofițer în armata austro-ungară. Renunță la cariera militară în anul 1908 și se întorce în țară. Nu la Târlișua, în satul lui natal, nu la Maieru, revine în această localitate, care până în data de 2 iunie 1957 a purtat numele de Prislop. Nu trebuie confundată cu trecătoarea de la Pasul Prislop sau cu Prislopul lui Arsenie Boca, deoarece tatăl său a fost mutat învățător în această localitate. Tot în această localitate este pretextul de geneză pentru romanul Ion. Debutul și-l face la Sibiu, în revista Luceafăru, cu novela Codre. În anul 1909, Rebreanu se hotărăște definitiv să treacă Carpații în România Mare, mai precis în capitala țării București. Condus fiind la gara din orașul Năsăud, de către tatăl său, la despărțire, tatăl îl îmbrățișează și cu ochii în lacrimi îi spune următoarele cuvinte.
Lipiuț, să-ți ajute bunul Dumnezeu să ajungi cât coșcuc de mare. Ajuns la București, Rebreanu debutează cu Volbura dragostei. Face traduceri din limbile germană, maghiară, franceză, în limba română, limbi pe care le cunoștea la perfecție. Înființează și conduce mai multe reviste, Mișcarea literară, România literară, Scena, Rampa. Nu a făcut parte nici dintr-un partid politic, cu toate că a ocupat mai multe funcții de demnitar. Director la Educația Poporului, președintele Societății Scriitorilor din România, director general al Teatrelor și Operelor din România, secretar de teatru la Craiova. A cunoscut o fată de avocați, pe nume Ștepania Rădulescu, actriță, cu care se căsătorește în anul 1912 și au avut o singură fată, Puia Florica Rebreanu, care a decedat în 21 septembrie 1995. Urmași din familia lui, nu mai este nimeni, doar amintirile. Puia a fost căsătorită cu un ofițer de cavalerie pe nume Radu Vasilescu, primul crainic sportiv din România, dar n-au avut copii. Puia a trăit 83 de ani. Rebreanu, ca un ardelean harnic și meticulos, și-a cumpărat casa lui, proprietate personală, lângă orașul Pitești, comuna Valea Mare Ștepănești, unde la 1 septembrie 1944, la ora 2, fără 10 noaptea, se stinge din viață. A murit tânăr, la vârsta de 59 de ani, de un cancer pulmonar, abuzul de cafea și tutun. Vrei să vă spun ce? Avisam la tot. Atunci dați-mi voie să fac o scurtă paranteză. Dragii mei, eu i-am cunoscut fata pe doamna Puia pentru că a murit în 1995. La ultima discuție pe care am avut-o cu domnia sa, printre alte întrebări, stimată doamnă, ce părți negativ avea maestru? Se uite la mine, ascultă băiețașul. Tatăl meu fuma foarte mult. Cât fuma, stimată doamnă? Cu un zâmbet așa în colțul burii, să le spui la vizitatorii tăi de la Preslovnă Săul, că tatăl meu fuma peste 5 pachete de țigări pe zi și consuma pe zi peste 14-15 cafele pe care și le făcea singur cu mâna lui. Dar scria numai noaptea. Ziua nu scria nimic niciodată. Programul de lucru începea seara de la ora 8-9 până dimineața. Erau dimineți când cola de hârtie era albă, dar erau dimineți când erau spese 5-6-7 culori de hârtie. Și menționează în curtea bisericii. Dar în 27 noiembrie 1944, la insistențele lui Mihail Sadovian, Camil Petrescu, prieten bun cu romancierul, a fost destropat și mormântat în București, cimitirul Belu, Aleea Scriitorilor, alături de Luceafărul Poeziei Românești, Caragiale și Coșbuc. Regăsit. Berbec beneficiază de un tip mai aparte de sprijin din partea unui prieten care știe mai multe decât zice. Ar fi bine să și asculți ce au să-ți spună oamenii la care apelezi pentru sfaturi.
Taur. Există riscul unei pierderi de imagine, bineînțeles involuntară, ca urmare a unui conflict cu unul dintre parteneri, cel mai probabil cel de cuplu, Gemeni. S-ar putea să observi mai multe tensiuni decât de obicei la locul de muncă și să te simți neajutorat din acest motiv. Poate că nici nu este cazul să intervii în vreun fel. Rac. O mică șansă poate aduce zilei de astăzi rezolvarea unei probleme, dar e destul de firavă încât să nu fie cazul să ajungi la concluzii finale despre situația respectivă. Leu, din familie sau de la partenerul de cuplu poate veni o problemă neașteptată de complicată, care poate duce la nervozitate sau la dureri de cap la propriu. Fecioară. Este mai bine pentru tine să nu te grăbești, mai ales la serviciu, ca să nu amesteci lucrurile. Poate că nu ești în cea mai bună formă și asta va fi o frână naturală. Cu detalii despre următoarele 6 zodii revin imediat. Continuăm previziunile astrale pentru miercuri. Balanță. Un mesaj duplicitar vine de la o persoană dragă și din cauza vitezei de reacție ai putea dovedi că nu ai înțeles corect ce a vrut să spună acea persoană. Scorpion. De la tine va pleca principala problema zilei către cineva drag vrând să ajuți, există riscul să provoci și mai multe probleme dacă nu ești atent. Săgetător. Se poate debloca o anumită problemă, una din familie sau una de sănătate. Pentru un timp este important să nu te implici foarte mult acum ca să nu tulburi apele din nou. Capricorn. E rost de un câștig pe termen scurt sau de o sumă mică. De tine depinde dacă vei accepta să faci vreun efort în aceste condiții. Vărsător. Ai ocazia de a repara o relație cu un apropiat sau de a intra în contact cu cineva care te va ajuta în acest sens. Este esențial să înțelegi unde ai greșit. Pești. Este o zi care poate deveni complicată dacă te vei lăsa în voia unui impuls războinic, acela care îți șoptește că numai prin agresivitate poți obține ce vrei. Acestea au fost previziunile astrale pentru miercuri. Sunt Crina Casoni. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Titra știrile din sport. Începutul excelent de sezon al formației de Liga a 4-a Mureșului Rușii Munți le dă mari speranțe celor din conducerea clubului. Prezent în emisiunea Ora Campionilor difuzată la Dareghin TV, președintele celor de la AS Mureșul Rușii Munți, Cosmin Chișbalan, a vorbit despre planurile pe termen lung ale conducerii clubului din Rușii Munți. Principalul obiectiv este înființarea unei noi grupe de juniori. AS Mureșul Rușii Munți are un debut impresionant în noul campionat al Ligii a 4-a de fotbal. Cu 4 victorii din tot atâtea partide, formația antrenată de Ovidiu Mărginean ocupă prima poziție cu maximum de puncte. Acest lucru le dă mari speranțe celor din conducerea clubului. Prezent în emisiunea Ora Campionilor, difuzată la Dareghin TV, președintele rusenilor, Cosmin Chișbălan, a vorbit despre planurile pe termen lung cu clubul din Rușii Munți. Da, ne gândim și la perioada viitoare. Avem echipa de junior B1, categoria 2000 născuți, echipă care în prima etapă a învins echipa din Sărmaș cu 5-1, iar pentru că noi gândim și în perspectiva îndepărtată, vineri vom avea o preselecție pentru copii născuți după anul 2006, 2006, 7, 8 și 9, și vom înființa această grupă, iar ca și antrenor îl avem pe Bucin Claudiu. Tehnicianul care ar urma să pregătească noua echipă, Claudiu Bucin, spune că talentul nativ al jucătorilor se poate valorifica doar prin muncă. Foarte puțin copii care au nativ. În fotbal trebuie să muncești. Fără muncă, nativul nu prea înseamnă mare lucru. Pentru că fotbalul, sportul este muncă. Și la noi, nu știu, copiii deja au calculatorul, laptop. Da. În timpul antrenamentului, când e un pic de pauză, ei vorbesc de jocuri, ce joc a apărut. Și vă dați seama că e greu. Sunt care
le stă minte acolo la ceea ce ai de făcut la antrenament, dar sunt care, și când ai 20, din aia 20, 6-7 bun și ceilalți așa, e greu, e foarte greu. În prezent, clubul din Rușii Munți are înființată o grupă de junior B1 care a debutat în ediția 2016-2017 cu o victorie scor 5-1 împotriva celor de la ASC Sărmașu. Și a depășit recordul propriu de kilometri parcurși cu bicicleta într-un an. Și totuși nu este cea mai mare satisfacție a ciclistului reghinean Voioi Ferenc pentru activitatea sportivă din 2016. A străbătut deja trasee care totalizează 10.017 kilometri, cu peste 1.100 de kilometri mai mult decât în 2015. Dar marea sa bucurie este că tot anul acesta a obținut brevetul de super randonneur, după ce a parcurs inclusiv tura de 600 de kilometri a renumitului eveniment de ciclism de anduranță. Adevărată performanță pentru pasionatul de ciclism Voioi Ferenc. Reghineanul și-a atins obiectivul pentru 2016 cu mult înainte de încheierea anului și anume a parcurs peste 10.000 de kilometri cu bicicleta. Aceasta după ce în 2015 a realizat 8.903 kilometri pe două roți. Este o performanță personală atinsă în acest an de către mine, bineînțeles, cu participarea activă a tuturor cu care am realizat acest obiectiv. Pentru că singur poate nu puteam finaliza acest vis, cum se spune. Aici le mulțumesc tuturor cu care am făcut mulți kilometri în acest an și îi aștept și sunt convins că o să fim mult mai mulți în anul următor. Voioi Ferenc folosește aplicația de contorizare a kilometrilor parcurși de 5 ani și a crescut progresiv, depășind anul acesta obiectivul de 10.000 de kilometri. În fiecare an am avut sănătate și norocul și timpul, bineînțeles, ca să urc succesiv pe această treaptă, cum se spune, care a pornit așa cam de la 7.000, 8.000, 9.000, iată acum 10.000. Și totuși nu este cea mai frumoasă realizare a sa pentru acest an. Reghineanul este încântat că a încheiat cu bine renumitul eveniment de ciclism de anduranță Randonneurs România, după ce a parcurs turele de 200, 300, 400 și chiar 600 de kilometri. Cea mai frumoasă realizare o consider, bineînțeles, tura de 600 de kilometri, care era o piatră, era nunca cea mai tare din tot parcursul anului. Reghineanul este unul dintre membrii activi ai grupului Velo Prieteni, alături de care a reușit toate aceste realizări. Speră ca anul viitor să pună la cale evenimente și mai reușite pentru pasionații de biciclete și totodată să-și păstreze măcar numărul impresionant de kilometri parcurși anual. Aș fi bucuros dacă aș face, cum am mai spus odată mai demult, atât plus un kilometru. Este suficient. Aici cred că am testat foarte bine. Deci un om așa de categoria mea, nu, deci trebuie acolo deja alte nivele de performanță, de alte, ține de alte. Deci se poate, cred că, dar în timpul cel mai bine împărțit și alocat acestui lucru, nu cred că se mai poate întinde ața, că se rupe. Istoricul aplicației utilizate de Voioi Ferenc pentru contorizarea kilometrilor parcurși pe bicicletă arată că în 2014 a făcut puțin peste 8.000 de kilometri. În 2015 a depășit 8.900, iar anul acesta se poate lăuda cu peste 10.000 de kilometri. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile din sport. Sunt Marcela German și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!
Bine v-am regăsit! Ziua de miercuri vine cu ploi de dimineață. Termometrele vor indica valoarea de 15 grade Celsius în Reghin, iar în Târgu Mureș vor fi 16 grade. Pentru Ludus și Iernu sunt estimate 16 grade de asemenea. 14 vor fi în Sighișoara, 15 la Batoș, iar în Sovata și în Stâncen vor fi 12 grade. Potrivit datelor anunțate de meteorologi, în afara județului nostru, șansele de precipitații vor fi crescute. În Brașov sunt prognozate 10 grade. 14 vor fi în Bistrița și la Sibiu, iar în Cluj-Napoca sunt preconizate 13 grade. Pentru Alba Iulia, termometrele vor indica valoarea de 15 grade Celsius, iar în București temperatura maximă va fi de 14 grade. Miercuri noaptea, cerul va fi lipsit de nori. În Reghin, termometrele vor indica valoarea de 4 grade, iar în Târgu Mureș 6. Pe parcursul zilei de joi, cerul se menține noros. În Reghin, maxima va fi de 14 grade, iar în Târgu Mureș sunt anunțate 16. Doamnelor și domnilor, jurnalul de vreme se încheie aici. Sunt Andrada Șerban, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!